07, asta ce mai e? Depozita necorespunzător, fără elemente de identificare. Ce? Unde vine mai acolo? Dar Dumnezeu știe, bă, dacă nu avem elemente de identificare, de unde să știm? Păi dacă găsim crocodil, nu e o problemă. Cred că numai crocodil lipsesc de aici. Lasă. Fără elemente de identificare. Brânză gorgonzola. Da? Și aici muștar mucegăi. Oh! Acesta era meniul oferit turiștilor la o terasă din Eforie Sud. În plus, în bucătărie, era o mizerie de nedescris. Administratorul a dat bir cu fugiții când i-a văzut pe inspectorii de la Protecția Consumatorului. A rămas acolo numai soția lui, care nu a vrut să discute nici cu presa și nici cu inspectoria NPC. Cum se poate să aveți astfel de produse aici? De ce plângeți, mamă? Sunteți proprietar, administratora? Soția. Soția? Soția, domnul administrator, nu. Dumneavoastră mâncați, doamna, așa ceva? Bucătăria a fost închisă imediat de Protecția Consumatorului. Produse care pun în pericol viața și sănătatea tuturor consumatorilor și celor care mănâncă. Nu se poate așa ceva, este neadmis. Ați văzut și noi asta, ați filmat condițiile din bucătărie, sunt condiții improprii. Oprim definitiv și închidem unitatea până la remedierea deficiențelor.